călărași riscă să-și piardă campionii. An de an, sportivii secției de canotaj și cei de la box se întorc acasă cu medalii câștigate la competițiile naționale și internaționale. Sportivi cu un palmares impresionant, crescuți și antrenați la călărași, sunt curtați acum de marile cluburi sportive din țară. Dacă până acum singurul lucru care i-a ținut la călărași a fost relația specială cu antrenorii, după luni întregi în care nu și-au primit salariile, premierile sau au fost nevoiți să plece la muncă în străinătate pentru a-și câștiga traiul, acum se văd nevoiți să accepte propunerile marilor cluburi care își permit să susțină financiar un astfel de campion. Secția de box din cadrul CSM Călărași nu are gaze de la începutul acestui an, toată vara sportivii spălându-se cu apă rece, iar la canotaj, Mădălina Cașu, proaspăt medaliată cu aur la campionatele europene, nu și-a primit salariul de câteva luni. În aceste condiții, sportivii se văd nevoiți să se retragă sau să plece la cluburile mai mari. Vorbiți-ne un pic despre rezultatele obținute de canotorii călărășeni la campionatul european. Rezultatele sunt extraordinare. Este o imensă bucurie să spunem că am obținut 3 medalii de aur și una de bronz din 9 cucerite de delegația României. Acești copii de care tot v-am amintit, Cașu, Mădălina, Chioseaua, Alexandru și nu în ultimul rând Ailinca și Adriana, se luptă pentru Olimpiada, Olimpiada visată și dorită de toți sportivii din lume. Sunt niște rezultate extraordinare venite pe un fond de oboseală fantastică, pentru că au avut presiune la campionatele mondiale care abia s-au terminat, avem mai puțin de o lună de la finalizarea campionatelor mondiale, și să începem cu cea mai strălucitoare medalie, spun eu, aur la 8+1, Cașu Mădălina a dublat din nou cu un aur în proba de 4 fără. Chioseaua, Alexandru, din nou aur în proba de 4+1, iar Ailinca și Adriana a cucerit un bronz mare cât un aur, pentru că nu a mai avut timp să se antreneze cu colega ei de barcă, Maria Tibodariu. Anul trecut duble campioane europene și mondiale de tineret, anul acesta au fost în barca de 8+1, au pus umărul pentru calificarea bărcii. Din păcate, timpul foarte scurt, trecerea de la o probă mare la o probă mică, necesită timp de acomodare și de asta spun eu că a reușit totuși să intre în elita europeană. Pentru necunoscători, ai putea spune bronz, da, locul 3. Dar este un loc 3 european, este un loc 3 venit, v-am mai spus, în condiții foarte, foarte dificile, ceilalți rămânând pe pozițiile în care au concurat și la celelalte campionate. Sunt rezultate de neuitat, sunt rezultate pe care eu zic că cu greu orașul nostru o să le mai cucerească. Din păcate, și spun din păcate, pentru că se pare că interesul este din ce în ce mai mic pentru domeniul nostru nautic. Acești copii sunt odată cu lupta pentru calificarea la Olimpiadă, sunt supuși și niște unor presiuni fantastice de a rămâne la acest club, în pofida faptului că recompensa lor întârzie. Și cluburile mari își doresc reprezentanți la Olimpiadă. Vreau să clarificăm un pic lucrurile. De-a lungul timpului s-a tot vehiculat ideea dublei legitimări. Vreau să ne spuneți exact dacă cei 3 sportivi care ne-au reprezentat la campionatul european au dublă legitimare sau sunt legitimați doar la CSM Călărași. Să clarificăm o dată pentru totdeauna lucrul acesta. După cum am spus întotdeauna și am făcut declarații, nu unul, nici măcar, cum să zic eu, la secția noastră de canotaj, ca să spun așa,
Nu a existat niciodată dublă legitimare. Tot timpul au fost doar pe CSM călărași și nu doar pe CSM călărași legitimați, ci împământeniți, să zic așa, aici, începând cu copiii de clasa 6-a, chiar acum am venit de la școala generală, Carol I, unde am înscris o fetiță clasa a 4-a. Deci eu zic că, de care o să auziți, este verișoara Sandu Ștefan, care la fel a ieșit campion Balcanii. Odată ce aduci un copil aici, mergi cu el până la vârsta de 22 de ani, 23 de ani. Pentru că aici locuiește, aici a mers la școală, aici a trăit lângă colegii lui, de aici a plecat și culmea spun, își doresc să reprezinte călărașul și la Olimpiadă. Zic culmea pentru că mie mi-ar fi fost foarte greu în astfel de condiții să rezist presiunilor. Gândiți-vă ce potențial au cluburile extraordinare. An de an, secția Canotaș vine cu rezultate foarte bune. An de an aveți medalii de aur, medalii de bronz, medalii de argint, campionate europene, campionate mondiale. Cum susțin autoritățile performanța în acest domeniu? Sau cum vă sprijină în acest domeniu? Beneficiați de sprijinul autorităților? Sau... Că bănuiesc, cluburile mari sunt foarte interesate de acest sportiv. Cu siguranță vor să-i tragă la Dinamo, la Steaua. Fiecare își dorește în echipă, în lot, un astfel de sportiv cu calități, cum sunt cei trei pe care i-ați enumerat un pic mai devreme. Aveți sprijinul autorităților și nu numai, dar acum vorbim despre cei trei pentru că au cele mai recente rezultate. Aveți, beneficiați de sprijinul autorităților sau cât de greu vă este să-i țineți la călărași? Ce anume îi ține la CSM călărași dacă nu aveți parte de sprijinul autorităților? Copiii ăștia vor să reprezinte în continuare călărașul, dar în afară de dumneavoastră ca antrenor și ceilalți antrenori, ce anume? Înainte să dau cuvântul mai tânărului meu coleg, spuneați de rezultatele obținute an de an. Aceste rezultate, cum am mai spus, sunt obținute datorită colaborării între, foarte bune colaborări între echipa noastră, eu, Eugen Suciu și Madalina Buzdugan. Mă întrebați de ce rămân. Vă răspund, v-am răspuns că nu știu, dar de fapt noi suntem cei care îi păstrăm pe acești copii. Este ca ruperea de părinți. Este, dacă vreți să spun așa, ca atunci când îți pleacă copilul de acasă peste hotare. A trăit aici, a crescut cu tine de mic. Vorbeam cu o mămică că încetează a mai fi mămică pentru copilul venit la CSM Călărași, să spun așa. Din momentul în care copilul face primul pas pe poartă, pentru că sunt aduși de unde ne trimite Dumnezeu pașii, reușim să convingem copilul, familia, sistemul să ne ajute, funcționează, dă roade, preluăm educația copiilor, iar apoi sunt vânați, pot să spun vânați, pentru că dacă ar exista niște colaborări pe față, cu dragă inimă, și ce părinte nu și-ar dori binele copilului, dar nu în orice condiție, adică nu vrem să-i vindem, nu vrem să-i oferim, să-i gonim de acasă. Noi vrem să-i ținem cât mai mult, ca și plecarea în străinătate. Ne băităm toți că toată lumea, toți românii pleacă în străinătate. Eu zic că primul pas pe care ar trebui să-l facem este să ne ținem copiii lângă noi, să putem să le oferim ce le oferă alții. Vorbim un pic de premiere elevilor și a sportivilor. Au fost premiați cei care au obținut rezultate bune anul acesta, anul trecut? Anul trecut au fost premiați doar sportivii. Noi, antrenorii, nu am beneficiat de niciun premiu. Anul acesta, din păcate, nu. Și zic anul acesta pentru că deja este pe final.
Din nou avem o salbă numeroasă de medalii și, cum spuneam, cluburile mari aproape că plătesc pe loc. Dincolo de recompensa lunară, leafa, chenzina, cum s-o numi, la noi întârzie foarte, foarte, foarte mult și nu mă întrebați din ce cauză. Și în astfel de condiții, pentru că atunci când ești copil, mai merge o amânare, mai... Dar la nivelul acesta de tineret senior, stai în colegialitatea celor care folosesc, începând de la cele mai valoroase parfumuri, da? Și se simte mirosul de departe, de sărăcie. Noi aparținem de Ministerul Tineretului și Sportului. Fondurile ar trebui să vină de la Ministerul Sportului. Numai că Ministerul Sportului nu numai că nu ne asigură banii necesari deplasării la competiții, adică acoperirii cheltuielilor, să zic, de funcționari. Și aici mă refer la cazare, masă pentru copiii care reprezintă clubul sportiv municipal, Călărași. Nu mai vorbesc de medicamente. Am obținut aceste rezultate, iar rezultatele interne, vreau să vă spun că le-am obținut fără niciun medicament. Cum spuneam, nu acoperă necesarul cheltuielilor, cel puțin pentru secția de canotaj. S-au făcut mici analize și la nivel de federație. S-a demonstrat că, deși suntem numărul 1 în minister, Federația Română de Canotaj nu este prima la bugetul alocat. De asemenea, putem funcționa și cu sprijinul autorităților locale sau sponsorilor, numai că la noi nu cunosc, eu știu, nivelul de dezvoltare economic în privat, nu pot să mă pronunț, iar de la bugetul local, ce pot să spun decât o ridicare din urme. Spuneați și mă întorc la de ce rămân. Am primit o declarație telefonică de la o sportivă care efectiv îți umple sufletul de mândrie. Mi-a spus că nu pleacă, indiferent ce ofertă ar primi, până după Olimpiadă, pentru că nu ar fi fost nimic fără CSM Călăraș. Deci când acum, proaspăt întorși de la campionatul european, acești copii au pus umărul la obținerea locului întâi pe națiuni, la campionatul european de tinere, de canotaj. Canotaj, accentuez, un sport olimpic, o disciplină olimpică care anul trecut s-a clasat pe prima poziție, la Olimpiada trecută, mă scuzați, s-a clasat pe prima poziție ca număr de medalii. Este o forță de temut în lume și iată că 3 sportive aduc 4 medalii pentru România, pentru CSM Călăraș, în astfel de condiții. Asta nu înseamnă că se poate și așa. Asta nu înseamnă că, eu știu, nu este de... Într-adevăr, nu aveți spectatori așa cum ne-am dorit, nu este popularizat așa cum ne-am dorit, dar totuși se scrie istorie și aducem, cum spuneam, tezaurul acasă, dar se pare că acasă nu-i nimeni. Ultima întrebare. Campionatul european este ultima competiție din acest an sau sportivii vor mai participa până la finele anului și la alte competiții? Este ultima competiție internațională. Urmează o perioadă de relaxare cam de 2 săptămâni, după care vor începe pregătirea pentru bătălia de foc și anume calificarea pentru Olimpiadă, care se va face anul viitor la Luțerna. Aș ruga pe colegul meu să spună câteva cuvinte, pentru că aceste fetițe
Cașu, Madalina și Ailinca Adriana sunt descoperite de el, antrenate de noi și la fel, fiind mai tânăr, nevoile sunt mai mari, mai stringente, supărat pe ceea ce se întâmplă la noi, în canotaj și chiar câteodată cu gândul de a pleca la un club mai mare care să-i recompenseze drepturile obținute, nu cerem altceva. Dumneavoastră ați descoperit cele două sportive medaliate la campionatul european. Cât de greu este să menții sportive cu un asemenea palmares la CSM Călăraș? Da, eu am descoperit, dar repet, le-am antrenat toți trei, mi-a fost foarte, foarte greu. Și în continuare nu este și mai greu. Dacă creșterea a fost grea, acum întreținerea este mult, mult, mult mai grea. Avem rezultate, cum a zis colegul meu, foarte, foarte bune, numai că nu ne putem bucura de ele pe cum. Nu ne putem... Este bucuria totală. Bucuria totală, pentru că avem un gust amar. De 2 ani de zile, de exemplu, nu mai suntem, simțim că ușile se închid ușor, ușor și nu mai e aici să mai facem condițiile acestea. Nu de multă vreme am primit un telefon de la una dintre sportive, Cașu, o să-i spun, care și-a exprimat dorința ușor, ușor, este pe ușor, pe un picior de plecare. La insistent, adică la convingerile mele, cum am vrut să o conving sau să a zis că nu a mai primit salariul de câteva luni de zile. Atunci, ce să zici, că te doare pe tine, noi le-am crescut, este ca și copilul meu, dar te doare foarte rău. Sportiva a primit propunere să plece la un club mai mare? Dar de 3 ani de zile tot primesc propuneri, propunere peste propunere. Când vine perioada de transfer, tot le-a semnat, i-a chemat să semneze contracte cu ei, chiar la locuri insistente, propunerile. Deși ei au rezistat până acum, dar repet încă o dată, nu știm cât mai rezistăm. De aceea poate pleacă cineva urechea spre noi și ne deschide o ușă, cum am zis mai devreme, nu mai închide. Abia ce s-a încheiat campionatul european, câți sportivi ați participat la acest campionat și ce rezultate ați obținut? Din fericire pentru noi, la acest campionat european, CSM Călăraș a avut secția de box al Clubului Sportiv Municipal Călăraș și a avut de asemenea un reprezentant. E al treilea sportiv care participă la un campionat european în 2019, după Manea Marco la juniori, care a obținut locul 5 și Pavel Ionuț la cadeți, prima lui competiție europeană. Dobre Tavi a fost de asemenea la campionatul european care s-a desfășurat săptămâna trecută în Sofia, Bulgaria. Din echipa de 7 sportivi pe care România a prezentat-o la campionatul european, decât Tavi și un alt sportiv au reușit să câștige câte un meci. Din păcate a avut un culoar greu. A fost în primul lui an la categoria de vârstă tineret, a schimbat atât categoria de vârstă cât și categoria de greutate, 60 de kilograme fiind una dintre cele mai grele categorii din box, pentru o categorie unde se întâlnesc atât forța cât și viteza. Tavi, în schimb, a făcut față cu brio, a avut un culoar greu, așa cum v-am spus mai devreme, și a picat în al doilea meci și cu rusul, care e de 2 ori campion european, multiplu câștigător la numeroase turnee internaționale foarte puternice și care și la acest campionat european a reușit să se claseze pe prima treaptă a podiumului. Tavi a avut o evoluție meritorie, o evoluție care nu ne dă speranțe că în ultimul an de tineret, când se va pregăti așa cum, când se va obișnui cu categoria de vârstă tineri, cu durata de luptă, cu categoria de greutate, are șansa unui rezultat frumos, de ce nu să iasă campion european de tineri. E foarte greu, nu e ușor, pentru că boxul la nivel mondial nu mai e ce era acum 15 ani și suntem cumva lumea a doua boxului mare, dar noi avem încredere în acest copil și în restul copilor din sală, pentru că sunt copii cu calități de excepție, copii care pot face rezultate frumoase, care își doresc să facă box, care au calitate pentru a face performanță și în care eu personal
atât eu cât și fratele meu avem mare încredere că pot reuși. Este ultima competiție până la finele anului sau urmează alt campionat? Este ultima competiție europeană la care am participat. Avem campionatul național de juniori unde, din păcate, avem o problemă și când zic avem o problemă, mă refer la faptul că cel mai bun junior al nostru, Manea Marco, care a obținut locul 5 la campionatul național, campionatul european de anul acesta, nu poate participa pentru că s-a decis ca să încheie colaborarea cu Clubul Sportiv Municipal Călăraș din cauza problemelor financiare care au fost și faptul că nu l-am putut susține așa cum cere sportul de înaltă performanță, a decis să facă o pauză, sper eu, și sper să găsim soluții ca să nu pe celălalt club. Există discuții cu clubul Dinamo care vrea să-l legitimeze, dar eu sper să pot să convinc și să găsim soluțiile necesare pentru că acest copil să nu crește, pentru că acest copil este unul din sportivii secției de bază a CSM Călăraș, este secției de box, un sportiv de bază al secției de box a CSM Călăraș, este unul dintre cei mai buni sportivi pe care i-are Călărașul și este un copil care a reprezentat cu mândrie și cu cinste atât Clubul Sportiv Municipal Călăraș, cât și orașul Călăraș la campionatele europene, la turnee internaționale și a ieșit și campionul României. Urmează, afară de campionatul național de junior, unde v-am vorbit cu regret, cu durere, cu dezamăgire, nu știu să vă spun exact cuvintele, pentru că sunt multe sentimente care mă încearcă la ora aceasta și nu aș putea să vă spun exact ceea ce simt, dar oricum e durere. Câți ani a evoluat Marco la CSM Călăraș, la secția de box? Din anul 2013 sau 2013, în anul 2013 a venit la secția de box în 2014 a venit la secția de box și a reușit să cucerească de 3 ori. Deci, practic, este un copil crescut de dumneavoastră, antrenat de dumneavoastră, iar acum, în momentul când se culegeți la lui, să spunem așa, este luat de un alt club mai mare din țară. Da, cam așa ceva. Noi ne dorim totuși să nu facă pasul și să găsim soluții. Soluții financiare. Da, mai avem, îl avem și pe Cristea Jean. Mă întrebați ce competiții mai avem. Avem campionatul național de seniori și Cupa României de seniori, unde am reușit să-l convinge la ultimul interviu. Vă spuneam că sportivul Cristea Jean a plecat în Franța la muncă. Am reușit după o lună jumate în care a stat la muncă să-l convingem să vină, să revină în sala de box. A revenit și își dorește să facă performanță, pentru că până la urma urmei e lucru care știe să-l facă cel mai bine, să facă box, să antreneze și să reușească să-și facă un viitor prin acest sport. De la 9 ani nu face altceva decât box și e păcat ca să, la 20 de ani, să facă altceva. Noi sperăm am reușit să-l convingem, chiar dacă i-a fost greu, pentru că atât cât am muncit o lună de zile, o lună jumătate, a câștigat o sumă pe care nu credea vreodată că va câștiga la box într-o lună de zile, dar dragostea lui pentru sport și faptul că noi ne-am dorit să facem performanță, că am insistat să revină, l-a făcut să se întoarcă. Sperăm noi să putem să-l ținem, pentru că acum, mă rog, e dorința de revenire, e ambiția de a arăta din nou că poate face lucruri frumoase, dar sperăm să găsim soluții, pentru că peste 3 luni, 4 luni, să pot întâmpla aceleași lucruri, el să nu aibă cu ce să-și asigure minimul necesar de existență și să decidă să plece, pentru că a văzut că nu s-a schimbat nimic. Dar aveți condiții, posibilități financiare pentru susținerea unui asemenea sportiv? Când mă refer la condiții, vorbim de cazare, vorbim de masă, există în momentul de față această posibilitate pentru a susține un astfel de sportiv? Din păcate o să încercăm și o să avem o discuție cu domnul director să vedem cum facem să cazăm sportivii la Hotel Sport cu masa. Nu știu să vă spun la momentul actual, nu știu ce număr ne alocă domnul director, ce număr de locuri de cazare și de masă. La sala noastră, din păcate, începând cu luna februarie, până în prezent nu avem gaz. Iar acest lucru, vă spun cu durere, cu dezamăgire, suntem în luna septembrie, mâine va veni frigul și dacă la momentul actual nu putem nici măcar caza sportivii aici, cred că nu vom putea face nici acolo, pentru că noi nu avem gaze. Sportivii aceștia de câteva luni bune se antrenează, iar duși nu mai fac aici, pentru că sau au făcut cu apă rece până acum, dar deja vremea s-a răutățit și nu mai pot face duși cu apă rece.
când veniți într-o sală de antrenament, veniți într-o sală în care arată cum arată și una dintre cele mai frumoase din țară. Sală în care noi de 4 ani ne ocupăm cu tot ce înseamnă întreținere, curățenie, mă rog, să strică ceva, încercăm să reparăm că putem da repede. Și vă spun că n-avem gaze, cred că am spus tot. Și n-aș vrea să mai insist. Cert e că performanța are nevoie de susținere. Performanța nu are nevoie nici de milă, nu are nevoie nici de frimituri. Performanța are nevoie de susținere, iar fără susținere nu poți face performanță. Noi, eu personal, cred că am reușit lucruri frumoase și sunt peste 30 de titluri de campion național din 2011 până acum de cadeți, juniori, tineri și seniori. Sunt titluri care s-au obținut cu muncă, sunt titluri care s-au obținut cu sacrificiu, sunt titluri care s-au obținut cu nopți nedormite din partea mea, din partea fratelui meu, oameni care au muncit aici și care ne-am dorit să facem performanță. Iar în momentul în care am văzut că am pierdut o generație, am pierdut o generație de sportiv care visam la lucruri extrem de mari, visam să ajungem la senior, să ajungem la olimpiadă, să ajungem să cucerim lumea, nu știu, poate e forțat ce am spus, dar visam la lucruri frumoase. Din păcate, am pierdut acea generație. Nu pot să dau vina pe cineva, oricum. Am pierdut acea generație și din cauza faptului că n-a existat susținere așa cu cele sporturi de înaltă performanță. Sunt ferm convins că poate undeva avem și noi o vină. Am analizat, am stat, m-am gândit și v-am zis, îmi asum și partea mea de vină în faptul că s-au pierdut acei copii care au fost niște copii extremi. Dar a venit o altă generație. Eu personal am învățat în greșeli și am încercat să țin copiii și să îi duc spre drumul, spre înaltă performanță, să le induc ideea că performanța adevărată și la urmă să culeg la seniori. Dar uite că ajungem iar cu o altă generație de sportivi la seniori și din păcate să pierd. Iar câte unul, câte unul. În situația în care condițiile sunt precare, să le spunem așa. Totuși, an de an, secția box vine cu rezultate bune, cu medalii. Ce anume îi ține pe sportivi la Călărași? Pentru că sunt sportivi buni, sportivi curtați de alte cluburi de la București, cu toate acestea, ei decid să rămână aici, alături de dumneavoastră. Faptul că relația dintre noi și sportivi e o relație bună, faptul că noi încercăm să îi facem să înțeleagă că în viață te întâlnești și cu momente dificile și trebuie să fim uniți, să trecem peste ele. Faptul că discutăm zi de zi cu ei, faptul că tot timpul noi vor găsi un sprijin la orice oră de zi și de noapte, cred că ăsta e principalul motiv care îi face pe sportiv să rămână la Călăraș. În condiții pe care n-aș vrea să le spun așa și vreau să cred că lucrurile se vor schimba. Într-adevăr, condițiile la momentul actual, în momentul de față nu sunt tocmai bune, pentru că în momentul când faci antrenament într-o sală de box fără gaze, prag de iarnă, lucrurile nu sunt în regulă. Dar eu sper să găsească soluții, sper ca cei care sunt responsabili de acest lucru să găsească soluția cea mai bună, să găsească, nu știu, calea de înțelegere, să facem ca acești copii, să mergem toți spre același punct și acești copii să ajungă la senior, să reușească performanțe, să înțeleagă că prin sport își pot face un viitor. Dacă am întrebat ce îi ține pe sportiv la Călăraș, acum am să vă întreb ce ține un antrenor cu asemenea rezultate la CSM Călăraș. Cât de greu este în condițiile în care nu ai sprijin din partea celorlalți? Ați spus că nu aveți gaz. Ați spus că condițiile nu sunt așa atât de bune. Ce vă ține la CSM Călăraș? Cât de greu vă este să antrenați zi de zi acești copii în aceste condiții? Iubirea față de acest sport, nebunia, pentru că în zilele noastre, ca să faci sport de performanță, trebuie să fii nebun. Și nu mă refer numai la box, mă refer la sport în general, trebuie să fii un pic de nebun și pasiunea care o avem pentru acești copii. Am făcut lucruri frumoase cu ei, avem amintiri frumoase. Când mă uit pe pozele din trecut și văd cum au crescut și au crescut lângă noi și cum au evoluat, nu neapărat din punct de vedere sportiv, ci din punct de vedere uman, lucrurile astea nu mă face decât să strâng din dinți, să mă ambiționez și să zic să poate și o să reușim. Știu că este greu, știm că nu e ușor, știu că sunt obstacole, dar aceste obstacole și aceste piedici fac parte din viață, iar eu sper că într-un final lucrurile să devină așa cum ne dorim, să găsim soluții pentru a face performanță.
v-am zis, nebunia, iubirea față de acest sport și pasiunea. Eu stau mai mult în sala de box decât stau acasă. O parte din sufletul meu e aici și cealaltă acasă. Dar o parte e aici, stau mai mult aici și îmi doresc mult mai mult să fac, îmi doresc enorm de mult să fac performanță. Mi-a dorit să avem o sală modernă, iar în momentul când am fost angajat la CSM Craiova, împreună cu directorul Clubului Sportiv Municipal, am alergat pentru sala asta și am făcut tot ce mi-a stat mie personal în putință ca să avem sala asta, iar e una dintre cele mai frumoase săli de box, pentru că mi-am dorit să fie așa. Mai necesită îmbunătățiri ca orice sală, dar avem absolut tot ce ne trebuie. Îmi doresc, eu cred că lucrurile se vor schimba. Eu cred că lucrurile se vor schimba. Eu cred că lucrurile se vor așeza, iar acest sportiv pot face performanță. Bună ziua, sunt Dobre Tavi, sunt de la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, antrenat de Angel Valentin și de Angel Georgian. De câți ani practici boxul? De 6 ani. Povestește-mi un pic despre rezultatul tău la campionatul național. Am înțeles că anul acesta a ieșit campion național? Campion național, da. Vorbește-mi. Am avut niște meciuri foarte tari la campionatul național. Mi-am schimbat și categoria 60 și eu nu sunt de 60. De la ce categorie ai trecut? La ce de categorie? La 50. De la 50 ai sărit la 60? În 2018. Uh-huh. 10 kg am sărit. Uh-huh. Bun. Și ai avut câte meciuri ai avut la campionatul național? 3 meciuri. Toate victorii și ai ieșit campion național. Niște meciuri foarte tari. Am înțeles. Vorbește un pic despre experiența la campionatul european. La campionatul european a fost reprezentat de 7 băieți, uh-huh, de 7 fete. M-am ajuns acolo, am auzit că boxez cu Slovacia. Am câștigat primul meci cu 5-0. Ai reușit să te califici în optim? Da. Și după am avut un rus foarte tare. Rusul. Care a fost campion european. Campion european. 2019, anul ăsta, adică acum la Sofia. Am înțeles. Până la sfârșitul anului te pregătești pentru o competiție? Da, va urma Cupa României, ceva, uh-huh, avea loc chiar nu știu unde. Și trebuie să nu cu cealaltă pământ, să mă pregătesc, să pot să merg acolo, să-mi independez visul. La ce categorie vei boxa? Păi aș vrea să fac ori 52, ori 56. Acum am fost 61, 62 de chile, cam așa. Și visul tău ar fi? Visul meu, 2024, adică medalia olimpică. Medalia olimpică în anul 2024. Îți dorim multă parte. Mulțumesc frumos. Cum te numești? Bună ziua, mă numesc Cristian Jean și am 19 ani. Ești sportiv în cadrul secției de box CSM Călăraș, din ce an? Din anul 2009. Și ai avut rezultate? Ce rezultate ai avut da, în momentul de față? Sunt campion național la junior, tineret. Am înțeles că ai avut o perioadă de întrerupere în care ai mers să muncești în străinătate din cauza... În cauza situației financiare nu am mai putut rămâne, că am o vârstă și am și nevoie de situații și am ales să plec. Și cum a fost acolo? Ți-a fost greu? Îți dorești în continuare să faci box? Sau? Da, îmi doresc în continuare să fac box. Mi-a fost foarte greu. Am ales să trag o lună, să trag de mine. Și nu am putut rămâne acolo din cauza că nu am putut sta departe de antrenorii mei și de sportul pe care îl fac de mic. Uh-huh. Și am ales să mă întorc înapoi, că, sperând că situația se va schimba. Te-ai întors în momentul de față, ai început antrenamentul și te pregătești pentru ce competiție? Mă pregătesc pentru competiția din octombrie, pentru competiția de senior din 13 octombrie. Uh-huh. Unde vei participa la ce categorie? 57 de kilograme. 57 de kilograme. Da. Îți urăm multă parte. Mulțumesc frumos. Cum te numești? Bună ziua, mă numesc Pavel Ionț. Și practici sportul acesta de câți ani? Practic sportul de 3. Vorbește un pic de experiența ta la campionatul european. Este pentru prima dată când participi la un campionat internațional? Da. Și cum a fost experiența ta? Câte meciuri ai avut? Am avut un meci, l-am pierdut cu lituanian, decizia 3-2. Anul acesta, am înțeles că ai avut rezultate deosebite, vorbește-mi un pic. Ce ai câștigat anul acesta? Am câștigat Cupa României și campionatul național. Să înțeleg că ai câștigat tot ce se putea câștiga pentru categoria ta? Da. Pentru anul viitor te pregătești pentru? Pentru campionatul național de juniori.